Ciao fraților și bun venit la un nou unboxing. Astăzi vom face un unboxing la un Chrome 6 Ear Birthday. Îmi cer scuze că am filmat așa de târziu, este ora 7. Ba nu, este ora 6, dar a fost coloană și a trebuit să ajung acasă. Aici în față găsim un locușor unde scrie Chrome și aici avem câteva sticăre. Vedem. Bine, mai avem numai că eu am scos mai atât. Un sticker cu Chrome Kendama. Un sticker. Încă un sticker cu Chrome Kendama. Să vedem. Mai avem. Că două. Un sticker cu o față zâmbitoare. Și unul cu Chrome Slaydog. Acum trecem la Kendama. Aici se desface săculețul și aici avem, stați că nu v-am arătat, un desa, nu știu cum se numește, ca să-l agățați la pantalon și puneți kendama în sac și o ține. Haideți să scoatem kendama. Prima kendama croma mea. Prima kendama crom. Uitați-o. Este foarte frumoasă. Balance Hall în base cap. Și haideți să o punem deoparte. Are niște cupe mai mari ca la Sweet Prime și înăuntru găsim, să vedem ce scot mai greu, Kendama n-am desfăcut-o deloc, de câți ori la mama de la Noriel, am luat-o din Deva, de la mall, un săculeț cu un alt sticker Chrome, avem foarte multe stickere și cu o ață de rezervă, o chestie care vă ajută să puneți Kenda. Să puneți ața. Ața este albă, nu roșie. Și cam aceasta este kendama. Este foarte gravată. Și cam atât a fost cu acest unboxing. La revedere!